Aleluia! E o mare bucurie, iubiților, să pot să fiu în mijlocul dumneavoastră și împreună cu sora Doina, așa, să vă slujim și să vă slujesc în această dimineață. Una din valorile bisericii noastre este cuvântul. Amen? Cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea, știm că toți trebuie să ne rugăm, o valoare deosebită, lauda și închinarea, o valoare deosebită, și de aceea când venim în biserică lăudăm cu toată inima pe Domnul, chiar dacă suntem necăjiți, chiar dacă suntem supărați, chiar dacă trecem prin încercări, noi ridicăm mâinile spre Domnul și lăudăm pe Domnul, o valoare. Dar și cuvântul lui Dumnezeu e o valoare foarte importantă. Și titlul mesajului de astăzi este să fii tare în cuvânt. Să fim tare în cuvânt. Vrem să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Spune împreună cu mine, Doamne, ajută-mă! Fraților, vreau să vă spun că de peste 60 de ani, 63 de ani, stau în cuvânt și citesc cuvântul și tot mai am nevoie să fiu mai tare în cuvânt. Amin? Vreau să fiu mai tare în cuvânt, de aceea vreau în această dimineață să ne focalizăm pe acest subiect care este așa de important. Și chiar în ziua de astăzi am avut de studiat, și dacă ne-am uitat timpul de părtășie al nostru, ne-am uitat, Pavel vorbește lui Timotei și, uitați, Duhul Sfânt mă oprește. Mă opresc înainte de a spune și de a explica aceasta. Am pe inimă, vedeți ce se întâmplă la nivelul țării noastre, în România. Și Duhul Sfânt vrea să ne rugăm pentru părinții care trec prin încercările acestea, pentru tinerii care trec, prietenilor. Acum e o ocazie și dacă te auzi la televizor, auzi foarte mult vorbind despre Dumnezeu, foarte mult. Dacă nu era Dumnezeu, eram terminați. Deci acum inimile lor sunt deschise. Trei lucruri pentru care aș vrea să ne rugăm. În primul rând, oamenii aceștia care sunt în spital, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și doctorii care îi tratează să pună tot efortul ca să îi trateze așa cum trebuie, ca ei să scape, cei care vor scăpa. Apoi, în al doilea rând, ne rugăm pentru sufletele lor. Ne rugăm pentru sufletele părinților care nu sunt întorși la Domnul, care suferă și ar vrea să suferim împreună cu ei, în sensul în care cerem mila și harul lui Dumnezeu peste viețile lor. Amin? Apoi, în al treilea rând, vedeți că e un dolu național și președintele și prim-ministru au spus acest lucru. Dar acest doliu național să se focalizeze pe nevoia oamenilor duhovnicește, nu doar material, nu doar fizic. Haideți să venim înaintea Domnului așa cum stăm. Doamne Tată, venim înaintea Ta în aceste clipe și aducem, Doamne, pe acești tineri care, Doamne, au experimentat așa o tragedie. Doamne, pentru cei care sunt în spitale, ne rugăm ca, Doamne, Tu să ușurezi durerile lor, ne rugăm ca Tu să cercetezi, Doamne, pe medici, Doamne, și ei să-și dea tot interesul pentru a-i trata în numele Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm de asemenea, Doamne, pentru părinților, prietenilor, cunoscuților, Doamne, care suferă. Doamne, ne rugăm ca Tu, Doamne, să mântuiești sufletele lor și într-o zi ca asta, Doamne, într-o zi ca astăzi, o zi de suferință, Te rugăm să Te înduri și încălăuzește-i, Doamne, spre locuri în care să primească mântuirea, spre locul în care să primească iertarea, spre locul în care ei să declare că au nevoie să se pocăiască de faptele lor. Doamne, îi binecuvântăm în numele Domnului Iisus și, Doamne, Te rugăm să iei suferința lor. E așa de greu, știm că e greu, dar, Doamne, îți mulțumim că Tu poți să Te atingi de inimile lor, Tu poți să Te atingi de viețile lor. Ne rugăm de asemenea pentru România, ne rugăm ca Tu să cercetezi țara noastră cu această ocazie și, Doamne, pune multe semne de întrebare.
Doamne, oamenilor care încă nu sunt pregătiți a te întâlni pe tine, a te cunoaște pe tine. Doamne, ce vor face? Ce fac? Ce vor face dacă sunt în situații ca acestea și ei nu sunt mântuiți? Doamne, îți mulțumim că Tu vei lucra, îți mulțumim, mâna Ta de Dumnezeu este la lucru și un duc al pocăinței, Doamne, cu această ocazie va fi peste România. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și Biserica Domnului spune, amin. Cuvântul și textul de astăzi voi predica din el, din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 1 până la 5. Și subiectul pe care vreau să-l tratăm este să fim tari în cuvânt. Și acest proces nu vine peste noapte. Acest proces nu vine doar când l-ai primit pe Domnul Iisus. Acest proces nu vine doar că te duci la o școală. Te duci la o școală și foarte bine că te duci la școală. Te duci la o școală, la un seminar și mi-aduc aminte la seminar, fiecare dintre noi arătam cât de mult știm din cuvânt, cât de mult cunoaștem cuvântul. Dar realitatea era altceva, cuvântul doar cunoscut și fără pus în practică nu are așa multă valoare. De aceea vrem să dăm valoare cuvântului lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult cum se adresează apostolul Pavel lui Timotei. Îmi place foarte, foarte mult. Și dacă citim versetul 1, acolo spune, te rog ferbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdlea urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Amin. Iată cum se adresează Pavel lui Timotei și ni se adresează nouă. Pentru că acest cuvânt, te rog fierbinte, te rog fierbinte, Pavel vorbește lui Timotei, dar ne vorbește și nouă. Vedeți, predicarea sau propovăduirea sau proclamarea o face nu doar cel de la amvon, nu, o facem fiecare dintre noi. Și îmi place Biblia amplificată, face o specificație foarte mare, detailat, în legătură cu propovăduirea cuvântului, să fii gata pentru orice ocazie. Au zis, nu numai pentru duminică în biserică, pentru orice ocazie convenabilă sau inconvenabilă. Predicând cuvântul și arătând oamenilor pe Iisus Hristos, în care tu, cel ce predici, crezi și în care tu îl proclam pentru că El este Domnul tău. Dragilor, această proclamare și Timotei spune, te rog fierbinte, fierbinte. Ce înseamnă? Vedeți ce adresare, cum se adresează apostolul Pavel lui Timotei. Te rog fierbinte, cu alte cuvinte, ai mare grijă. Te rog fierbinte cum proclam și cum propovădești Evanghelia. Ai mare grijă și o mare responsabilitate, iubiților, frați și surori, iubite biserică, este pentru cei ce predic aici, dar nu numai pentru cei ce predic aici, o responsabilitate mare este pentru fiecare dintre noi cum predicăm sau cum proclamăm sau cum împărtășim cuvântul Domnului acolo unde El ne-a pus, amin?
Nu numai pentru mine și pentru noi ca oameni al lui Dumnezeu este această responsabilitate, ci pentru noi, pentru toți. Și Pavel îi spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15, aceeași pagină, așa, caută-te să te înfățișezi lui Timotei înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Aici o mare, mare responsabilitate, care împarte drept cuvântul adevărului. Ori, tu nu poți sau eu nu pot să împart cuvântul adevărului drept dacă nu dețin adevărul lui Hristos. De aceea, iubiților, adevărul lui Hristos trebuie să locuiască pe deplin în inimile noastre. Amin? Nu la general, dragilor, nu, ci în inimile noastre. Și aici Pavel îndeamnă pe Timotei și spune: străluie asupra lui, la timp și ne la timp. La timp și ne la timp, adică, cu alte cuvinte, oricând trebuie să fii gata. Unii zic, dacă nu îmi dai 2-3 zile, o săptămână, nu pot să mă pui în fața bisericii să împărtășesc din cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, noi trebuie să fim gata în fiecare zi, în fiecare moment, oriunde ne găsim, să împărtășim despre Iisus Hristos, care ne-a dat viața. Am cântat astăzi despre viață și asta e o confirmare, pentru că una din punctele pe care o să le împărtășesc este să avem viață cu Iisus Hristos. Nu numai să vorbim despre El, să avem viață, să trăim așa cum a trăit Iisus Hristos. Spune la cuvântul stăruie, cu alte cuvinte, meditează, analizează, cugetă, aprofundează-te în cuvânt. Nu este destul doar să știi la nivelul minții. Iubiților, îl știm cu toții la nivelul minții, dar el trebuie aprofundat la nivelul inimii. De la minte până la inimă mai sunt câțiva centimetri și trebuie să ajung acolo la inimă și Domnul să ne ajute să avem cuvântul lui Dumnezeu pe deplin în inimile, în mințile care era înnoită după cuvântul lui Dumnezeu și în inimile noastre care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. De aceea îl îndeamnă să stăruie. Mustră. Ce vrea să spună Pavel cu a mustra? Pe cine să mustri? Pe cei ce trăiesc în păcat. Și dacă vedem în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, mustră-l pe cel ce trăiește în păcat. Adică, cu alte cuvinte, arată-i că trăiește în păcat și el trebuie să se schimbe. Nu merge așa. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu diavolul. Nu poți așa. Deci tu trebuie să-l mustri în dragoste și Domnul să ne ajute să mustrăm pe cei ce sunt în păcat, dar în dragoste. Acest este un lucru, o valoare extraordinară. Tit, de asemenea, împărtășește și în Tit, capitolul 1, versetul 13. Ia să vedem, să o punem. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră aspru ca să fie sănătoși în credință. Deci scopul este, când mustri pe cineva, vrei să-i faci binele, vrei să fie sănătos în credință, nu doar așa o credință formală, ci sănătos în credință. Asta este scopul de a mustra pe un om, aceea sănătoși în credință. Ceartă, îndeamnă, ceartă. Stai ca om al lui Dumnezeu, stai să vezi unii oameni care sunt în biserică, unii oameni care vin din când în când și îi spui: omule, pe ce domeniu ești tu? Cum ești? Cu Dumnezeu sau cu cel rău? De aceea trebuie să avem discuții cu el. Cearta asta nu este o ceartă fizică, ci duhovnicească. Și asta, ca să îl ceri duhovnicește, trebuie să fii un om duhovnicesc. De aceea Domnul să ne ajute pe toți să fim oameni duhovnicești. Cu toată blândețea și învățătura. Aici avem de lucru. Am de lucru foarte mult. Cu toată blândețea și învățătura, Pavel îi spune.
în Filipeni, capitolul 4, versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Fiecare suntem diferit și eu v-am spus de mai multe ori și îmi place să văd oameni care sunt blânzi. Eu mă rog la aceasta, mă rog pentru mine și vă rog să vă rugați. Vreau să fiu un om blând. Dar vedeți, în noi este o fire din asta, în noi este un eu din asta, o fire fizică care dinamică, care de multe ori impulsivă, care de multe ori acționăm fără să cugetăm, fără să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne ajute. De aceea avem nevoie, rugați-vă pentru, vreau să fiu un om blând, Doamne ajută-mă, vreau să fiu un om blând. Și încerc de multe ori, încerc, dar de multe ori nu reușesc. Dar de aceea, vedeți, nu suntem perfect, nimeni nu-i perfect, fraților de la Bacon, auziți? Nimeni nu-i perfect, puteți să mă blamați, să spuneți, frate Daniel, nu-i blând, vreau să fiu blând, fraților, vreau să, și mă rog în fiecare dimineață ca Domnul să-mi dea blândețe, ca Domnul să mă ajute să fiu mai blând, încerc eu de multe ori, dar vreau să fiu mai blând, amin. Bun, acum, haideți să vedem ce putem face ca să fim tari în credință. Voi enumera mai multe lucruri practice. Vreau să te ajut pe tine și pe mine să putem să fim tari în credință. V-am spus la început că nu vine peste noapte tăria asta în cuvânt. Nu vine peste noapte. E un proces la care trebuie să lucrăm. Iar mă oprește Duhul Sfânt să ne rugăm pentru Claudius în numele Domnului Iisus. Doamne, acolo unde este, că este în avion, că este ajuns la Manila, îl binecuvântăm pe Claudius și protecția ta să fie peste el în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că îi dai, Doamne, îi dai un har deosebit acolo, dai un har deosebit în numele Domnului Iisus și frații de acolo, Doamne, îl vor cinsti, îl vor onora, îl vor binecuvânta în numele Domnului Iisus Hristos și protecția ta este peste el. Frate, dar cum îți vorbește Duhul Sfânt? Uite așa, vreau să învățați. Și voi, puteam să mă duc și să nu mă las, să nu las pe Duhul, să zic, da, să mă acum că predic Duhul Sfânt. Dar vreau să-L ascult pe Duhul Sfânt. Asta este frumusețea unui om al lui Dumnezeu, să-L ascultăm pe Duhul Sfânt când ne vorbește, amin? A? Trebuie să-L ascultăm, că altfel ne pare rău. Și să știți că m-am avut și eu situații în care nu L-am ascultat și, ce rău mi-a părut după aceea, am dat-o în bară rău de tot. De ce nu l-am ascultat pe Duhul Sfânt? Bun, am câțiva pași care trebuie să-i facem ca să fim tari în credință. În primul rând, noi trebuie să avem părtășie cu Domnul. Să avem relații cu Domnul. Nu doar să vorbim despre Domnul, părtășie cu Domnul. Și aici aș vrea să enumer câteva lucruri. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Te rog să mi-l pui pe ecran. Și aici cuvântul Domnului: credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Auziți? Cine ne-a chemat? Dumnezeu! Dumnezeu Tatăl ne-a chemat la părtășie cu Iisus Hristos, care a plătit un preț pentru noi, pentru fiecare din noi. De aceea, noi trebuie să avem această părtășie cu Domnul, ca să-L cunoaștem pe Domnul, ca să cunoaștem inima Domnului, tu trebuie să ai părtășie cu El. Iubiților, avem de lucrat la aceasta. Mulți dintre voi aveți părtășie cu televizorul. Mulți dintre voi aveți alte părtășii, nu vreau să mai ai enumer. Dar părtășia noastră, iubiților, trebuie să fie cu Domnul, să zicem cu Domnul. Aceea e important, părtășia noastră cu Domnul, părtășia mea cu Domnul. Apoi Ioan vorbește despre părtășie în 1 Ioan capitolul 1, versetul 1 până la 3. 1 Ioan capitolul 1, versetul 1 până la 3. Și aici spune: ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri,
ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost adevărată. Vestirea vieții veșnică, viața, am vorbit despre viață, viața cu Hristos. Deci, ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Să avem părtășie cu cei ce proclamă viața, nu cei ce proclamă moartea. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Două lucruri importante. Părtășia noastră este cu Tatăl și este cu Iisus Hristos. De aceea nu neglijăm, iubiților, părtășia. Un lucru care m-a binecuvântat de-a lungul anilor și mă ține este părtășia cu Domnul. În fiecare dimineață vin la părtășia cu Domnul, beau cafeluța și încep să-ți vorbesc cu Domnul, încep să mă rog, încep să ne rugăm, încep să aduc înaintea Domnului și să aud inima Domnului, să aud prin Duhul Sfânt ce vrea Domnul de la mine. Și asta vreau să vă rog fierbinte, așa cum Pavel spune lui Timotei, vă rog și pe dumneavoastră fierbinte, oameni buni, frați scumpi, vreți să creșteți în credință, nu se poate altfel. Părtășia cu Domnul și nu o părtășie de câteva secunde, nu o părtășie în fugă, nu o părtășie, fă-ți timp să petreci cu Domnul. Vei câștiga, ascultă-mă bine, vei câștiga mult făcându-ți timp să petreci cu Domnul. Domnul, și vedem cuvântul Domnului și îmi place, Ioan adresează celor mai bătrâni. 1 Ioan capitolul 3, capitolul 2, versetul 14. Haideți să vedeți cum vorbește apostolul Ioan. Va, ce frumos vorbește. Și aici spune: v-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scrie părinților. Și cei, cu alte cuvinte, cei maturi în credință, pentru că l-ați cunoscut pe Tatăl. Și ăsta este scopul nostru, să-L cunoaște pe Tatăl. Și apoi zice, v-am scris tinerilor, și acolo e extraordinar. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Așa, și ați biruit pe cel rău. Wow! A fost săptămâna aceasta la tineret și mi-a plăcut să-i văd că unii dintre ei sunt așa de tari, așa de scumpi, iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog și vă rog fierbinte, iubicilor, să iubiți cuvântul lui Dumnezeu, să fiți tari în cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că doar știi la nivelul minții, ci înseamnă că pui în practică ceea ce știi. Pentru că la nivelul minții vei pierde. Mi-aduc aminte că o viață întreagă am citit cuvântul. Știam pe de rost mii de versete. Dar ce m-a ajutat mai mult a fost când am pus în practică cuvântul lui Dumnezeu. Vă scriu tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și ați biruit pe cel rău, fără să fii tare în cuvânt, nu poți să-l biruiești pe cel rău. Râde de tine! De aceea, mulți sunt intimidați de atacul celui rău. Vă vorbi și despre asta, despre ispită. Mulți sunt intimidați pentru că nu stăpânești cuvântul. De aceea, iubicilor, ca biserică, ca fiecare dintre noi vrem să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim niște oameni biruitori. Vor vorbi despre aceasta. Dau un exemplu plastic care ne vorbește despre aceasta. Și vedem pe apostolul, pe Petru și pe Ioan, în Faptele Apostolului, capitolul 3. Vedem că merg la ceasul rugăciunii, o valoare extra la rugăciune. Merg și de aceea miercuri seara, dragilor, când
este o deschis pentru rugăciune. În ianuarie voi, frații m-au rugat să împărtășesc 4 miercuri, voi vorbi despre secretul rugăciunii, despre puterea rugăciunii. Aceea vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră, toți avem de învățat. Mi-a spus, cei mai rugăcioși oameni din lume, i-am văzut în China, dar întotdeauna lor primul lucru care are pace este să învețe mai mult despre rugăciune. Mai mult despre... Deci nu știm despre rugăciune așa cum nici ucenicii nu știau prea multe. Învață-ne, Doamne! Învață-ne să ne rugăm! De aceea, iubiților, acest lucru plastic care vreau să-l facă Apostolul capitolul 3, îl vedem pe Ioan și pe Petru, merg la ceasul rugăciunii. Wow. Oameni devotați, oameni care au puneau accent pe rugăciune și vedem că acești oameni al lui Dumnezeu au fost folosiți de Dumnezeu. Întrebarea se pune către mine și către tine. Vrei să fii folosit de Dumnezeu? Poți să știi multe, dragilor. Poți să știi multe și foarte bine că știi. Mă bucur că înveți și știi. Dar fără o viață de rugăciune nu putem să avem câștig. Și aici în Faptele Apostolului capitolul 3, în versetul 7, vedem acțiunea oamenilor lui Dumnezeu, care văd credință, văd în domeniul spiritual, nu doar în domeniul fizic, săracul de el, uite, cerșește aici în domeniul emoțional și domeniul fizic. Nu te uita la domeniul fizic, apostolul mergea la rugăciune, dar ei s-au uitat la nevoia acestui om care cerșea. Acest om care stătea la poartă în fiecare duminică și cerșea, se uita la el, nu la el natural, ci se uita la omul lui duhovnicesc. Și omul ăsta aștepta ca ei să-i dea ceva, dar Petru și Ioan spune, aur și argint n-am, dar am ceva, avem ceva. Acel ceva îl ai și tu și eu și fiecare dintre noi. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și nu i-a zis doar așa, scoală-te, dragă, și umblă. L-a apucat de mână și l-a tras. Uitați cum, l-a tras. Așa și tu trebuie să-l atragi pe cel care este mort în păcate, pe cel care are nevoie de mântuirea lui Hristos. Trage-l de mână. Trage-l la Hristos. Adu-l în biserică. Mulțumesc, Adi. Amen. Aleluia! L-a tras de mână. De ce? Pentru că ei l-au cunoscut pe Iisus, l-au cunoscut pe Hristos. Un al doilea lucru, ca să fii tare în credință, în cuvânt, acest cuvânt te va ajuta să crești în credință. Să creștem în credință. Avem nevoie să creștem în credință. Credința e o încredere neclintită, lucrurile nădăjduite, așa, știm teoretic, știm formule, știm, dar credința vine în urma auzirii, Roman 10 cu 17, și auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Auziți bine, vreți credință, nu vă uitați la televizor, că nu vine credința, vine descurajarea, vine întrebare de suspiciune, vine întrebare de... că nu ești bun de nimic, nu te uita la televizor. Acum la noutăți, hai că te mai uiți, eu mă uit la sport. Eu mă uit la sport de multe ori, nu știu cine dintre bărbați se uită la sport, dar eu mă uit la sport, ia să vedem. Așa, asta îmi place, mă uit la sport și... Dar asta nu înseamnă că stau acolo tot timpul ațintit și doar televizorul. De aceea vreau să vă spun, iubicilor, că ca să creștem în credință, noi trebuie să fim tari în cuvânt. Amin? Trebuie să fim tari în cuvânt. Pentru că, și aici Pavel, Roman, capitolul 12, versetul 3, te rog să-l pui pe ecran, nu-l știm pe de rost, nu-l știm pe de rost și toți îl știm. Așa. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre noi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Două puncte. Auziți bine? Această problemă o avem mulți dintre noi. Credem că
dacă știm cât ceva din Biblie, gata, totul e gata, e clar. Nu. Cu cât știm mai mult, cu atât avem responsabilitate mai mare înaintea lui Dumnezeu. Amin? Acolo. Și să aibă simțiri cumpătate despre sine. Ce știe înseamnă cumpătate? Echilibrate. Să ai un... Să nu te crezi prea spiritual, să nu te crezi prea grozav, ci că simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință. Dragilor, fiecare dintre noi suntem diferiți, dar avem măsura de credință a noastră, a fiecare. Măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. A împărțit-o Dumnezeu fiecăruia dintre noi. De aceea, credința va crește dacă tu ești tare în cuvânt. Îmi place o afirmație și îmi place un exemplu plastic al lui Pavel. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4 și 5. Plastic, foarte plastic. Pavel, un om învățat, un om citit, un om care a studiat mult și face asemenea afirmații, auziți? Și învățătura și propovăduirea mea nu stau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Versetul 5. Pentru ca credința voastră, auziți, credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. De multe ori auzi unii oameni cu așa o înțelepciune omenească că te blochează, domnule, cât de înțelept e omul ăsta. Dar întrebarea este, cât de mult are în Duhul omul ăsta? Ce transmite din Duhul lui Dumnezeu când vorbește? Da, domnule, mă educat, știe multe, vorbește, are un vocabular extraordinar. Întrebarea este, asta nu-i destul. Întrebarea se pune, cât din Duhul are omul ăsta? Am avut oameni din ăștia, am avut. De aceea, iubiților, Pavel spune că învățătura mea și propovăduirea mea nu stau într-o învățătură naturală omenească. Nu stau. Pentru că trebuie să demonstrăm ceva când învățăm sau când vorbim. Trebuie să demonstrăm, nu se poate. Și acum demonstrarea o face Duhul Sfânt acum în inima ta și în inima mea. Eu o transmit doar. Demonstrarea o face Duhul Sfânt care spune, ai grijă la învățătură, ai grijă ce primești, ai grijă că tot felul de învățături acum zile de pe urmă, tot felul de învățături, ai grijă! Biserica Domnului trebuie să aibă mare grijă în ceea ce privește învățătura. Cuvântul lui Dumnezeu, un al treia pas. Vrei să fii un om spiritual, un om trebuie să fii tare în cuvânt, ca omul tău din lăuntru, iubitule. Nu omul tău, nu ar mintea ta. Ani de zile m-am bazat doar pe minte. Ani de zile, pentru că n-am fost învățat. Și uneori n-am fost învățabil. N-auziți bine, credeam că tânăr știu multe, cunosc și cu asta e destul. Nu este destul. De aceea, iubicilor, ca să ai o viață duhovnicească, o viață cu Hristos, mi-a plăcut că am cântat despre viață, aleluia. Ai viață, întrebarea mea, ai viață cu Iisus Hristos? Ești bucuros că ești copilul lui Dumnezeu? Ești bucuros când vii în prezența lui Iisus? Ești bucuros când El te trimite? Ești bucuros când El îți vorbește? Wow! Pentru mine asta e un har extraordinar. Fiu bucuros, să sunt așa de bucuros că sunt copilul lui Dumnezeu. Pentru că zice, Domnul Iisus face o afirmație care este iară foarte clară. Afirmația din Ioan, capitolul 10, versetul 10, că hoțul, adică diavolul, satana, el nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Asta e scopul lui. Și vrea să vină la tine să te descurajeze, vrea să vină la tine să zică că ce viață, n-ai viață?
unii sunt așa fără vlagă spirituală, dragilor. Auziți, lăsați-L pe Iisus. Învățați despre viața lui Iisus. Cum s-a purtat Iisus. Și vei avea o vlagă spirituală, vei fi un om duhovnicios cu un om spiritual. Dar Domnul Iisus face afirmația, eu am venit. Și ăsta este scopul Domnului Iisus pentru care a venit. Ca oile mele, ca și copiii mei să aibă viață, așa, dar nu-i destul viață, dar să o aibă din belșug. Cu alte cuvinte, să o aibă viață duhovnicească. Nu e destul de viața aceasta pământească. Și mulțumesc Domnului pentru viața care o avem. Mulțumesc Domnului pentru energia care mi-a dat-o. Mulțumesc Domnului pentru trup. Îi mulțumesc Domnului într-o minte sănătoasă. Dar mulțumim Domnului pentru viața spirituală duhovnicească. Și la care atare trebuie să lucrăm, iubicilor. Trebuie să lucrăm. Efeseni, capitolul 2, versetul 4-5, El ne-a adus la viață. Cine? Iisus. El ne-a adus la viață, nu prin faptele noastre, nu prin ce știm noi, nu prin ce am făcut noi. El ne-a adus la viață, uitați ce spune. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. El ne-a adus la viață. Și dacă El te-a adus pe tine la viață și pe mine la viață, atunci de ce las viața mea să fie monotonă? De ce las viața mea să fie oricum la voia întâmplării? De ce mă las dus de valuri? E o mare întrebare. Știți de ce mă las? Pentru că nu sunt tare în cuvânt. Iubiților, noi trebuie să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să lăsăm viața lui Hristos, viața duhovnicească, să ne călăuzească. Amin? Trec peste mai multe versete. Un al patrulea lucru este cuvântul lui Dumnezeu te ajută să te împotrivești ispitei. Ispitei și să fii biruitor. Acolo Pavel face o afirmație în 1 Corinteni, capitolul, și aici o mare problemă cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Mă confrunt eu și ne confruntăm noi cu toții. Și în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 10, acolo spune, nu v-a ajuns nicio ispită și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți, ci împreună cu ispita El va pregăti și mijlocul ca să ieșiți din ea. Na, cât de clar e aici? Cât de clar este aici cuvântul? El a pregătit, asta înseamnă că trebuie să ai încredere, dragilor, să avem încredere că El a pregătit mijlocul când ești ispitit, când ești în situații dificile, atacat, ispitit, trebuie să ai încredere că Dumnezeu a pregătit mijlocul, El știe pe unde ești tu, El știe cu ce te confrunți tu. Tu trebuie să vezi acum mi-a pregătit El. Cum a pregătit El mijlocul? Cum a pregătit mijloc ca să ieși din ea? Fiecare vrem să ieși. Doamne, ajută-mă, Doamne! Bun, bun. Doamne, ajută-mă. Dar cum? Cum a pregătit El? Trebuie să afli secretul ăsta. Trebuie să afli secretul ăsta. Cum a pregătit Domnul mijlocul ca să ieși din ea? Pentru că Iacob, de asemenea, face o afirmație și vreau să o pui pe ecran în Iacob, capitolul 1, versetul 12 și 15. Face o afirmație despre ispită. Ferice de cel ce rabdă ispita, auzi, punct. Ferice de cel ce rabdă ispita. Știți ce înseamnă asta, cel ce rabdă ispita? Că omul ăsta este tare în cuvânt, Dorele, așa-i? Foarte bine. Este tare în cuvânt, el rabdă ispita, el trece peste ispită, lui nu-i pasă de... Vai, fraților, dacă după fiecare ispită sau încercare te debusolezi și te descurajezi, nu-i mirare că nu poți să ridici mâinile sus când vii la biserică. De aceea nu trebuie să ne lăsăm, nu trebuie să... Aici este cuvântul foarte ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit, cum? Bun,
va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Da? Mai departe. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Au zis Dumnezeul nostru, nu se uită să-ți facă rău ție, nici mie. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Auziți aici, El îngăduie ispita, dar nu ispitește pe nimeni. Să nu zici că Domnul m-a ispitit, că nu Domnul te-a ispitit. Am auzit expresia asta de la mulți frați, multe surori. Nu, Domnul nu te-a ispitit și nu te ispitește. Ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Mai departe, versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și bomit. Na, aici aviz mare. Aviz mare cu atracția asta, cu ce vezi, ce auzi. Atracția asta, cum se poartă, păi mă port și eu cum se poartă. Auzi, ai mare grijă. Auziți și voi de la balcon, dragilor? Auziți? Vă iubesc, auziți bine. Poți să fii momit de diavolul. Poți să fii momit și trăim și tineretul se confruntă astăzi cu situații foarte delicate, foarte, foarte, foarte grave. Nu te lăsa momit, nu te lăsa momit de diavolul. Versetul 15. Apoi pofta, când a zămistit, dă naștere la păcat. Și păcatul, odată făptuit, aduce moartul. Nu spun întrebarea, că știu că fiecare dintre noi am trecut pe aici. Eu personal am trecut. Am fost ispitit și în loc să birui ispita, n-am fost de tare în cuvânt, am păcătuit. De aceea, motivul pentru care trebuie să te apropii de Dumnezeu, să fii tare în cuvânt, este să realizezi că da, ai păcătuit, că da, ai greșit, că da, ești pe punctul de a greși dacă nu veghezi. Aici cuvântul, apoi pofta când a zămistit, dă naștere păcatului. Fără să-ți dai seama, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Moarte duhovnicească, nu e vorba de moarte fizică aici, este vorba de moarte duhovnicească. Nu mai ai chef, parcă nu mai ești copilul lui Dumnezeu, aici trebuie să veghem, iubiților, ispita. Aici, și ce mai clar exemplu plastic putem găsi la Domnul Iisus. Domnul Iisus în Luca, capitolul 4, aici vedem 13 versete. Domnul Iisus era plin de Duhul Sfânt, vine, vă dați seama, de pe munte, plin de Duhul Sfânt și Satana îl atacă și îl ispitește. Îl ispitește și ispită aceasta și haideți să vedem puțin cum a procedat Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus, vreau să știți, El a fost tare în cuvânt. De ce? El folosește cuvântul. Și dacă ne uităm la cuvântul din Luca, capitolul 4, haideți să vedem câteva lucruri, să învățăm de la Domnul Iisus. Cum a biruit El ispita? Cum a biruit El ispita și cum trebuie tu și eu să fiu tare în cuvânt, să fiu plin de Duhul Sfânt, ca să pot birui ispita. Altfel, nu. Îmi pare rău să spun. Și aici voi citi doar Satana, aici cuvântul spune, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile, mult. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Și vedeți, întotdeauna diavolul apare atunci când te prinde într-o situație dificilă.
când nu ești pregătit, auzi, avizi, dragule, când nu ești pregătit. El a crezut că Domnul Iisus se flămând acum, n-a postit 40 de zile, gata, îl prind acum pe Iisus. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pune o întrebare aici, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Auziți răspunsul Domnului Iisus. Iisus a răspuns, este scris. Deci, cuvântul este scris. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vine tranșant cu cuvântul. Nu vine cu altceva, nu vine cu povești, nu vine cu întâmplări, nu, ci vine bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa îl pune la punct pe diavolul. Extraordinar, dacă crezi că el se oprește, așa face și la tine și la mine. Te ispitește într-un fel și vine și în alt fel să te ispitească. Dar văzut că n-are câștig de cauză într-un fel, încearcă alte soluții. Și vedem că diavolul îl suie pe un munte înalt, îi arată într-o clipă toate împărățile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Nu auziți la răspunsul Domnului Iisus. Extraordinar, înțelept. Un om care este tare în cuvânt, este un om înțelept. Drept răspuns Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. În Duhul, el, deci un om, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, era plin de cuvânt, dar era plin și de Duhul Sfânt. Numai Lui să te îi slujești și numai Lui să te închini. Numai Lui, dar folosește cuvântul. De aceea e important să folosim cuvântul în expresiile noastre. Oricât de cult ai fi și foarte bine că ești cult, oricât de citit ai fi și foarte bine că ești citit, dacă nu folosești cuvântul, n-are greutatea spirituală. Cuvântul are greutate spirituală pe care îl rostești tu și care îl rostesc eu. Și apoi, diavolul l-a adus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, el va porunci îngerului să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Observați un lucru, că și diavolul cunoaște cuvântul. N-auziți? Dar cum facem acum, dragilor, ca să biruim pe diavolul care știe cuvântul? A venit cu cuvântul la Domnul Iisus. Cum facem? Noi trebuie să fim tari în cuvânt. Dar asta înseamnă să ai revelația cuvântului, Silvia, așa-i? Așa-i, să avem nu doar să vorbim despre cuvânt duminica dimineața sau când, ci să am revelația cuvântului. Și Domnul Iisus îi răspunde, Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Îl blochează, s-a spus să nu-L ispitești, ei, termină! Nu-L ispiti pe Domnul Dumnezeul tău cu cuvintele tale, cu ce știi tu. Am vrut să spun ceva aici, dar mă opresc. Nu-L ispiti pe Domnul cu ce știi tu, că vezi, Doamne, știi multe. Foarte bine că știi. Dar uitați un lucru în versetul 13, după ce l-a ispitit în toate felurile, zice că diavolul, Satana, a plecat de la el. A plecat. Și atunci când tu și eu sunt biruitor, el pleacă. Când îl biruiesc și sunt tare în cuvânt, el va pleca. Dar nu uita un lucru și vreau să nu uiți versetul 13, că vine după o perioadă, el s-a întors la Domnul Iisus. S-a întors la Domnul Iisus, se va întoarce și la tine și se va întoarce și la mine.
și mă va ispiti. Auziți, iubiților, bine, s-a întors la Domnul Iisus. Versetul 13. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Să nu crezi că dacă odată ești biruitor și tot ai câștigat, tot gata, diavolul nu mai are treabă cu tine. Nu, el va veni din nou. Va veni din nou o vreme, iară peste o vreme, două vreme. Va veni din nou și te va ataca. De aceea tu trebuie să fii întotdeauna tare în cuvânt, plin de Duhul Sfânt. Haleluia! Tare în cuvânt, simt împreună cu mine. Tare în cuvânt și plin de Duhul Sfânt. Tare în cuvânt, plin de Duhul Sfânt. Daniele, fii tare în cuvânt, fii plin de Duhul Sfânt, îmi spun mie, să mă aud bine. Îmi spun mie, dragilor, spune și tu, tare în cuvânt și plin de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu, și ăsta e ultimul pas, care mai am încă două, trei, dar nu ultimul, vă împărtășesc acum. Cuvântul lui Dumnezeu te împlinește și te face fericit, te face înțelept și te face învingător. Am o expresie. Învingători nu sunt cei care nu cad niciodată. Mă auzi bine? Învingători nu sunt cei care nu cad niciodată și pot să se laude că ei nu cad niciodată, ci învingători sunt cei care nu se dau bătuți. N-auziți? Învingători nu sunt cei care nu cad niciodată. Eu pe toate le știu, eu le... Nu, nu, nu. Învingător este cel care nu se dă bătut. Da, am greșit, am păcătuit, dar Domnul m-a ajutat, Domnul mă sfințește, mă pune deoparte, Domnul mă curățește și sunt biruitor. El vrea să te facă un om fericit. De aceea, Domnul îi spune Iosua, cartea aceasta a legii. Cu ce? Capitolul 1, versetul 9. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei, asta înseamnă să te gândești, să cugeți, să analizezi. Cugetă asupra ei. Ia uitați ce frumos spune. Zi și noapte. N-am timp. Trebuie să studiez. Trebuie să merg la lucru. Mă grăbesc să fac aia. Nu. Zi și noapte, căutând să faci tot. Să încerc cu toții. Tot. Tot ce este scris în ea. Vrem să facem tot ce este scris în ea, vom fi oameni tari în cuvânt. Așteptam de la voi să spuneți. Eu am zis tari și mă așteptam pe voi să zic în cuvânt. Așa, dragilor, tari în cuvânt. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune și în Biblia amplificată spune și vei fi fericit de lucrarea ta. Vrei să fii fericit de lucrarea ta, iubitule? Vrei să fii, da, atunci cartea aceasta legii să nu se depărteze de tine, nu se depărteze de gura ta, ci cugeta asupra ei zi și noapte, zi și noapte. Un exemplu foarte plastic, care din nou îl dau, este Domnul Iisus, foarte plastic, este că Domnul Iisus se apropie și le spală picioarele ucenicilor. Și în Ioan, capitolul 13, versetul 15-17, vreau să citim aceste două versete. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, dacă știți, băisar 16, dragă, adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. 17, dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu e, acolo nu scrie că ferice de voi dacă le știți. Domnul Iisus le spune ferici de voi dacă le faceți. De aceea vă binecuvintez în numele Domnului în această dimineață, vă binecuvintez pe fiecare dintre voi și vă
Vă rog fierbinte să fiți tari în cuvânt. Învățați să fiți tari în cuvânt. Tari în cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască pe deplin în inimile noastre, în inimile noastre. Doamne, mă rog pentru biserica Ta, mă rog pentru fiecare frate, soră, ascultător. Doamne, mă rog ca Tu să... Doamne, pui în noi dorința de a fi tari în cuvânt, dorința de a studia cuvântul, dă-ne putere de a rămâne credincioși cuvântului Tău, adevărului Tău. Pentru că Tu ești cuvântul, Iisuse. Tu ești cuvântul și dacă Te iubim pe Tine, iubim cuvântul Tău. De aceea Te rog să ne învrednicești, Te rog să ne întărești, Te rog să ne ajuți. În numele Domnului Iisus Hristos. Și Biserica Domnului spune, amin. Aș vrea acum să ne ridicăm în picioare. Pentru că sunt oameni aici, am de la Duhul Sfânt și sunt convins că Duhul Sfânt e clar. Care n-ați pus așa accent pe cuvânt. V-ați delăsat așa, și Duhul Sfânt asta vrea să vă încurajeze, să fiți plini de cuvântul Lui. Dacă n-ai dat valoare cuvântului Dumnezeu așa cum trebuia să-i dai, în această dimineață suntem aici să ne rugăm și vreau să mă rog împreună cu tine. Dacă poți să conștientizezi lucrul acesta, fă-o, pentru că e o valoare deosebită cuvântului Dumnezeu. Doamne, mă rog pentru cei ce n-au dat această valoare cuvântului, au citit, Doamne, cuvântul ca logos, dar, Doamne, nu au citit cuvântul revelator. De aceea, Doamne, binecuvintez pe fiecare, pun această dorință fierbinte în fiecare dintre noi, ca să studiem, să analizăm, să medităm, să ne aprofundăm în cuvântul Tău. Doamne, îți mulțumim că Tu ne asculți rugăciunile în numele Domnului Iisus Hristos. Și dacă ești aici și încă nu-L cunoști pe Domnul, dacă ești aici și încă nu ai făcut o mărturie înaintea lui Dumnezeu că vrei să-L urmezi pe Iisus, să apropie botezul, vreau să te încurajez și să vii nu la o biserică oarecare, să vii la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El te va face fericit, El te va împlini, El va lucra în viața ta și vei fi fericit de lucrarea ta și de lucrările care le faci. De aceea, dacă ești în locul acesta și încă nu ai mărturisit că Iisus Hristos este Domnul tău, ai ocazia acum să o faci. Dacă este cineva care dorește să se întoarcă la Domnul, doresc să mărturisească, da, eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, eu cred că El a murit pentru păcatele mele. Dacă este cineva aici, ridică mâna sus, vreau să mă rog împreună cu tine, văd o mână, Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este altcineva, dacă mai e biserica, se roagă, Dumnezeu să vă binecuvinteze, mai este altcineva, altă mână, vreau altă mână, mai este altcineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Facem o rugăciune acum, cu toată biserica. Doamne Tată, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc pentru sora noastră, îți mulțumesc că ea crede că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, ea crede că Tu ai murit pentru păcatele ei. Doamne, Te rog, Doamne, Te rog, șterge-i păcatele ei și ajută-o să Te urmeze pe Tine. Învrednicește-o să facă voia Ta, să împlinească cuvântul Tău, să fie tare în cuvântul Tău. Doamne, o binecuvintez în această dimineață, în numele Domnului Iisus Hristos. Și biserica spune, amin. Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze. Aleluia, aleluia. Dacă vrei să fii tare în cuvânt, ai nevoie de rugăciune. Vreau să spun că fără rugăciune nu ajungi să fii tare în cuvânt, pentru că trebuie să fie Duhul Sfânt ca să impulsioneze viața ta. Aici, în partea dreaptă, vor fi echipa de slujire. Dacă dorești într-adevăr să fii plin de cuvânt, vine aici la frații păstori, îi rog pe frații păstori, prezbiteri să poftească acolo și să ne rugăm. Și biserica o binecuvintez în numele Domnului Iisus Hristos, fiți binecuvântați la plecarea dumneavoastră și fiți binecuvântați acolo unde Dumnezeu v-a pus. Costele organizează acolo, așa, bun, bine. Fiți binecuvântați o după amiază plăcută.